Comercianții de flori se plâng că le-au scăzut drastic vânzările. Îngrijirea florilor pe timpul iernii înseamnă costuri mari de întreținere. Pentru a menține marfa proaspătă, aceștia le protejează folosind sisteme de încălzire. Mulți comercianți lasă la preț atunci când apare un cumpărător, încercând astfel să nu rămână cu marfa pe stoc. Le ținem înăuntru ca să nu înghețe și atunci le vindem și dinăuntru și totodată și noaptea tot așa le lăsăm cu căldură. Calorifer cu termostat care ne costă vreo 5 milioane curentul pe lună. Foarte prost. E ger și lumea nu intră în chioșcuri. Când suntem afară cu florile, mai merg vânzările, se mai opresc oamenii, dar așa, foarte prost. Florarii din Craiova se așteaptă la vânzări mari de ziua îndrăgostiților, pentru că cererea crește și prețurile pentru cele mai solicitate flori sunt mai mari, astfel recuperând o parte din pierderile suferite până acum.